Ne îndreptăm spre Orientul Mijlociu. Aici se află un deșert mare și acum e complet întunecat, cu excepția unui singur loc. Acest cerc imens care emană o lumină portocalie orbitoare, craterul Darvaza. E ca un arzător de aragaz uriaș. Cu ani în urmă, geologii au găsit gaz aici și au început să-l exploateze. Dar când au excavat, au dat peste un gol în subteran. Terenul s-a prăbușit și a format un crater. Are lățimea unei jumătăți de teren de fotbal și adâncimea corespunzătoare unei clădiri cu 5 etaje. Gazul a început să iasă din crăpăturile craterului. Și cum animalele pășteau adesea în zonă, geologii au decis să aprindă aceste fluxuri de gaz pentru a epuiza sursa. Ei au crezut că focul se va stinge într-o zi sau două, dar dacă vii aici acum, vei vedea că această poartă către infern încă arde. Și a ars timp de aproape 50 de ani. În 2013, un bărbat a coborât pentru prima dată pe fundul craterului în flăcări. De acolo, el a colectat diferite probe, iar oamenii de știință au reușit să identifice bacterii care nu se găsesc nicăieri altundeva pe pământ. Se pare că se simt foarte bine pe fundul acestei tigăi încinse. În 2009, un bărbat din Lacvila, Italia, a văzut lumini pâlpâitoare care dansau deasupra străzii pietruite. El a știut imediat ce să facă și și-a mutat familia într-un loc mai sigur. Doar câteva secunde mai târziu, un cutremur masiv cu magnitudinea de 8,3 a lovit întreaga regiune. Recunoașterea luminilor ciudate a salvat viața lui și a familiei sale. Așadar, ce sunt aceste avertismente misterioase? Timp de secole, oamenii au interpretat luminile ca fiind ceva din altă lume. Comunitatea științifică nu le-a luat în serios și le-a pus pe seama unei amintiri false, a unei iluzii sau a imaginației. Odată cu apariția camerelor de supraveghere și a telefoanelor inteligente, cantitatea de probe a crescut enorm. Acum, legătura era evidentă, apar lumini și se produce un cutremur. Așa că, în sfârșit, experții au început să o ia în serios și să facă săpături pentru a afla adevărul. Dar, după ani de cercetări, nici până în ziua de azi geologii nu sunt pe deplin siguri care este sursa luminilor. Totuși, ei le-au clasificat în 5 tipuri. Sclipiri puternice care luminează cerul, similare fulgerelor sau unui bliț fotoputernic. Raze pe cer care pot arăta ca niște coloane de lumină. Flăcări de diferite dimensiuni care ies din pământ. Străluciri difuze deasupra munților. Și sfere de lumină care se mișcă încet și care pot fi confundate cu fulgerele globulare. Un alt fenomen atmosferic la fel de puțin înțeles. Acestea sunt fulgere sferice care pot pluti și exploda, lăsând în urmă un miros de sulf. Dar, spre deosebire de fulgerele globulare, aceste lumini seismice sferice par a fi inofensive. Dacă nu punem la socoteală ce urmează. Deși aceste tipuri de lumini există, experții nu își pot da seama cum sunt legate de cutremure. Ele nu apar doar înainte de producerea seismelor. Unele au fost observate în timpul cutremurelor și după acestea. De asemenea, ele pot apărea odată cu alte fenomene, cum ar fi căderile de meteoriți, erupțiile vulcanice sau aurorele. Deocamdată, oamenii de știință nu pot decât să vină cu teorii pentru a explica inexplicabilul. Una dintre cele mai recente susținea că luminile erau de la cablurile electrice rupte în timpul unui cutremur, dar această teorie nu explică cum de a fost observat fenomenul cu sute sau chiar mii de ani în urmă. Cum ar fi vechea poveste chinezească despre norii cu aspect de dragon care apar pe cer ca avertisment că se apropie un cutremur. Sau relatarea unui istoric roman din vechime că lumini uriași asemănătoare unor flăcări au izbucnit chiar înainte de producerea unui cutremur uriaș. Teoria cablurilor electrice a fost rapid respinsă. O altă teorie a sugerat că ar fi vorba de scurgeri de gaze. În timpul unui cutremur, rocile subterane se dilată și se contractă de la presiune și căldură. Astfel, între ele se deschid și se închid mici spații. Diferite gaze își croiesc drum prin aceste noi deschizături. Radonul, de exemplu, poate fi eliberat în timpul activității seismice. Acesta poate ioniza aerul încărcându-l electric, dar asta nu e de ajuns pentru a crea scântei strălucitoare. Această teorie se apropie de adevăr, dar nu se poate verifica. Una dintre cele mai acceptate teorii este aceea că ar putea proveni de la electricitatea care urcă din subteran. Atunci când rocile ignee subterane, cele formate din magma aflate în adâncul pământului, sunt supuse presiunii, ele eliberează oxigen ionizat sau încărcat electric. Acesta călătorește spre suprafață și urcă în atmosferă, unde creează un câmp electric localizat care poate produce străfulgerări scurte de lumină vizibilă. Unele nici măcar nu sunt rapide și pot dura chiar minute în șir. Aici erai! Ai condus ore întregi toată noaptea. Nu ai avut nicio șansă să dormi, așa că ești foarte obosit.
Oprești mașina și ieși să te întinzi puțin. Apoi te uiți pe cer și vezi un răsărit frumos de soare. Wow! Stai așa! Sunt 3 sori pe cer! Îți freci ochii, dar degeaba! Încă se mai văd 3 stele strălucitoare pe cer! Nu, steaua noastră nu a fost ruptă în 3 bucăți și nici nu a fost vizitată de alte 2 stele. Acest fenomen se numește câinii soarelui. Apare mai ales în timpul înghețurilor puternice. Mici cristale de gheață de pe cer curbează lumina. Ca urmare, e posibil să vezi 3 pete luminoase pe cer în loc de una singură. Acest fenomen se numește oficial halo. De obicei, e doar un cerc în jurul soarelui. Poți vedea un halo chiar și noaptea. Uită-te la un stâlp de iluminat și vei vedea un cerc luminos în jurul lui. Uneori, un halo poate căpăta o formă mai sofisticată. Dacă există multă gheață în aer, lumina e deformată și mai mult, la fel ca într-o cameră cu multe oglinzi. Atunci, halo-ul poate lua forma unui ochi uman. Din cauza acestui fenomen, e posibil să apară și un răsărit fals. În timp ce te uiți la orizont, răsăritul începe și apare marginea soarelui. Încă puțin și... Stai, soarele începe să se dizolve pe cer! După câteva clipe, se întunecă din nou. Și doar un minut mai târziu, adevăratul soare își arată fața. A fost același efect de curbură a luminii pe care l-ai văzut înainte la cei 3 sori. Numai că acum, lumina e curbată pe verticală, nu pe orizontală. Iar în locul soarelui real, a apărut reflexia acestuia în cristale de gheață de pe cer. Mergem mai departe! Norul ăsta arată ca un dinozaur, iar acesta arată ca o pisică. Iar acesta... Wow! Se pare că norii ăștia se prăbușesc! Ah! Phew! Sunt doar niște nori mamatus! Forma lor îi face să arate ca niște bucăți de nori gata să cadă pe pământ. Ei bine, asta nu se va întâmpla, dar oricum ar fi bine să încep să cauți adăpost. Astfel de nori sunt un semn că se apropie o furtună puternică. E nevoie de mult aer umed cu cristale de gheață în partea de sus și aer uscat în partea de jos pentru a crea astfel de nori. Apoi, între aceste straturi apar curenți verticali de aer, iar acești curenți fac ca norii să ia forma unui creier uman. Acest nor imens arată ca un dom care va acoperi un oraș întreg. De fapt, asta este exact ceea ce se întâmplă. Un nor gigantic acoperă o zonă mare și apoi plouă puternic peste ea. Uneori, partea din fața unui astfel de nor are o formă bizară ca în aceste imagini. Arată mai degrabă ca niște nori colosali în formă de spaghete sau chiar ca niște viermi gigantici făcuți din nori. Acest fenomen poate fi văzut adesea în Australia și se numește Morning Glory. Se întâmplă pentru că un vânt puternic răsucește norul pe ambele părți și apoi bucata uriașă de nor se împarte în fâșii groase. Uneori, pe cer se pot vedea nori din păsări. Wow, norul ăsta se mișcă repede și își schimbă forma. Devine mai transparent, iar apoi e din nou dens și întunecat. Păsările par să prezinte un fel de dans sau spectacol, dar nu o fac pentru frumusețe sau pentru mulțimea de spectatori adunați de desubt. O fac pentru protecție. Când păsările se grupează într-un astfel de nor, ele intimidează păsările de pradă. Un vultur sau un șoim ar avea dificultăți în alegerea unei singure ținte dintre atâtea păsări și ele se mișcă rapid, acoperindu-se una pe alta. Peștii se îngrămădesc în bancuri cu același scop. Un astfel de nor ar putea speria un prădător înfometat. Ia niște ochelari de soare și ești gata! Acest fenomen durează aproximativ 40 de minute. Acești nori sunt aceiași care fac uneori să apară un inel înfricoșător în jurul lunii pe timp de noapte. Natura trimite semne timpurii ale dezastrelor în mai multe moduri. Copaci în formă de J ar putea însemna că urmează o alunecare de teren. Deoarece pământul se mișcă încet, copacii cresc în această formă perfectă pentru selfie-uri. Încearcă să găsești o zonă plată și evită să te apropii de copaci dacă nu cumva ai o forță supraomenească. Un alt fenomen mistic poate fi văzut în deșert, o cascadă de nisip. Când vântul aduce mult nisip la marginea canionului, acesta începe să cadă. Acum amplifică acest efect de 100 de ori și vei obține o cascadă de nisip din Arabia Saudită. Chiar seamănă cu cascada Niagara, doar că nu există nici măcar o picătură de apă. Localnicii spun că acest fenomen prevestește o furtună de nisip iminentă.